1 martie puteți dărui un mărțișor cu o poveste. Mărțișoare care îi ajută pe alții să trăiască puțin mai bine. O asociație din capitală le învață pe mamele singure, fără posibilități financiare, să confecționeze mărțișoare speciale. Pentru o femeie singură, fără serviciu, rolul de mamă este foarte greu. Roxana are 2 copii, dar abia găsește bani ca să îi crească. Singură, am 3 la casă de copii. Sunt singură, n-am mamă, n-am tată. E greu, dar trebuie să muncim, nu? Adică trebuie să facem ceva pentru copii. Chiar dacă n-au tată. Măcar să simtă ca o mamă. Și Daniela știe ce înseamnă să crești la orfelinat și ar face orice pentru ca fetele ei să nu treacă prin același lucru. Cel mai mult în casa de copii se lipsește mamă, adică iubirea de mamă. Și având în vedere că n-am avut-o, încerc foarte mult să le dau la copii. Au găsit sprijin la atelierul de creație înființat de o asociație non-profit din capitală. Aici, femeile învață să coasă și să facă diferite obiecte. Pe unele le imțiez în cusut, pe unele în creație, unele la croit. Și pui piciorul ușu pe pedală, lași piciorul ușu în jos, pui mâinile aici. De 2 săptămâni, mamele fac și mărțișoare. Le ajută și cei mici. Având în vedere că mă descurc mai bine la floricele, eu fac doar floricele și sunt mai pretențioasă. Acesta este un mod al lor de a câștiga ceva bănuți în plus pentru a-și putea crește copiii. Fiecare persoană care cumpără un astfel de mărțișoar poate să ajute o mamă și un copil. Mărțișoarele costă 3 lei, iar felicitările 4 și pot fi comandate pe internet. Potrivit ultimului recensământ, o zecime din familiile cu copii din România sunt monoparentale, iar o treime dintre acestea trăiesc într-o sărăcie severă.